de joc. Nu mai spun de pragul electoral. Eu am adunat 14.065 de voturi în 2016 sau 2014 când am candidat prima dată. Deci 14.000 de voturi, iar cei care au intrat în Parlament din partea partidelor aveau 12-13.000 de voturi. Eu n-am trecut pentru că pragul pentru independență e 2%. Iar ei au trecut pentru că au trecut pragurile electorale succesive de 5, 6 sau 7% cât e acum pentru partide și blocuri electorale. Și asta prag pentru partide și blocurile electorale e nedemocratic. Legea asta e învechită, votată, propusă încă de agrarieni în 97, are semnătura pe ea al unei Mitică Moțpan. Dar ce credeți că au făcut pro-europenii din blocul acum 2 ani când s-au asociat cu socialiștii? Au readus același cod electoral agrarian fără să-l modifice semnificativ. Au introdus doar cotă de 40% de gen, adică să fie sau bărbați sau femei 40%, ceea ce e o chestie progresivă, e minunată, extraordinară. Și la femei au redus numărul de semnături în jumătate, candidate femei independente, deci e ceva bun, dar puteau să coboare toate pragurile astea, puteau să facă așa cum propune Partidul Verde Ecologist, un prag unic pentru toți concurenții electorali. Și 100 de semnături să rezistă. Referitor, iată aici, domnul Oleg Brega a menționat un punct foarte important. Înțelegeți, mafia respectivă locală s-a gândit foarte bine cum să facă într-așa mod că să nu intre cumva în Parlament vreun om inconvenient pentru el. Și-au pus pragurile astea. Noi, societatea civilă, chiar am o campanie electorală. Trebuie să ne ducem la Comisia Electorală Centrală și să... Și astea, nu? Parlamentul schimbă regula. Atunci când după ce vor fi alegeri, să ne ducem la Parlament și să protestăm și să mântui toată măgăria asta. Pentru că, în caz contrar, nu poate intra Oleg Brega în Parlament, nu pot intra eu sau altcineva, orice persoană care e demnă să nimerească acolo și să apere interesele cu adevărat a poporului, ca nu o bandă de mafioți și de idioți care fură și-și bat joc și fac genocid prin modul care îl fac. Noi am ajuns în aceea că începând de la casa de copii și până la mormântare, peste tot locul este corupție. În spitale corupție, în școli corupție, în universități corupție. Și de când dau bani Uniunea Europeană că să diminueze corupția, corupția nu știu de ce se mărește. Asta e foarte mare întrebare la Consiliul Europei și la Parlamentul Europei. Cum de oare la guvernul Germaniei, la guvernul Norvegiei și a Suediei, cei care finanțează toată măgăria asta, care se numește după milioanele care le-au spalat pe aici în Republica Moldova, noi ne-am trezit încă cu o justiție încă mai coruptă decât a fost. Asta e culmea culmelor. Și mai rău ca în anii 90. Și chestia de așa natură, când atâta se diminuează drepturile și libertățile noastre, că noi ne-am trezit în situații că avem mai puține drepturi decât în anii 90. Suntem limitați în drepturile noastre. Dar în anii 90 cum a fost? 89-90? Era, cum, dar erau televiziunile mai liberi. Puteai om și să expui gândurile la televiziune, dar asta nu este în prezent. Măcar că domnul Oleg Brega a spus că totuși la noi este libertatea mai mare ca în România. Asta, din ce parte să te uiți? Din ce parte să te uiți? De pildă, dacă luăm justiția, cam eu am înțeles că activează fix ca în Republica Moldova, de deosebire noi, da, deosebire la arestul și la nebunii. Aș vrea să spun eu ceva. Procuraturii s-a dat o mare independență și o mare autonomie, așa încât acum Stoianoglu e practic independent față de lege, autonom față de lege. Statutul procurorului trebuie să fie schimbat, nu trebuie să fie 7 ani procuror. 3 ani, hai 4, dar 4 ani deja acum lucrurile se întâmplă toate așa de repede, nu e nevoie 4 ani. 3 ani și e suficient. Și trebuie să fie niște standarde, niște criterii și de evaluare când ajungi procuror și pe parcurs. Adică în 6 luni sau într-un an, după aceste criterii să fie evaluate de către o comisie. Și comisia ce e? Procurorul trebuie să fie așa. Deci comisia care să analizeze ceea ce face procurorul, trebuie să fie așa și din jurnaliști, din diferiți experți, din societate civilă. Trebuie să fie un poligraf acolo, niște tehnicieni care să lucreze cu poligraful acela și
trebuie să fie reprezentanți ai business-ului, de exemplu, sau reprezentanți oficiali, poate străini, să participe. Și aceste, nu știu, trebuie să, cu totul schimbat, schimbat statutul procurorului, sau o secundă, statutul procurorului, și procurorul trebuie să se supună, ca și șeful SIS, să se supună parlamentarilor, adică orice parlamentar, când îi se scoală lui dispoziția să-l cheme pe procuror sau să-l cheme pe șeful SIS în față, în plen, și să-i explice în fața camerei de vederi, față de toți oamenii, să-i răspundă asta, fiecărui vista delegat din Parlament, să-i răspundă la toate întrebările. Dacă sunt lucruri secrete, să nu răspundă, dar în rest, trebuiască să răspundă la toate întrebările oricărui parlamentar. Referitor la campania electorală, eu vă spun cu inima pe inimă, eu susțin orice partid care va face tot posibilul în Parlamentul Republicii Moldova să reducă justiția și bugetul justiției la 50% a poliției și a SIS-ului și pe banii economiți să facă medicină și învățământ gratis. A să fie Oleg Brega la Verde să dăie propunerea referitoră al susțin pe dânsul. Orice partid, dar până când Republica Moldova, nu a văzut niciun partid. Eu am dat ideea asta pe internet, nu odată. Fiindcă avem așa injustiție, eu cred că ar trebui de făcut reducere. La ce avem nevoie de atâția judecători, de atâția procurori, de atâta poliție, referitor la orașul ca la oraș? Avem spital și avem clinică. Sunt doar 4 mașini de salvare pe tot raionul. Pe când avem 80 de mașini de poliție, spuneți-ne, vă rog, și cu ce ocazie polițiștilor, procurorilor, judecătorilor s-au dat așa drepturi, așa salarii mari? Asta nu e o provocare unde, într-o țară unde, vreau să zic că suntem cea mai săracă țară din Europa, să cheltuie atâția bani pe securitate? Pe care securitate? Cu ce se ocupă securitatea? Cu ce se ocupă poliția? Lor le-a dat drept să de pildă, eu sunt oprit în stradă să mă legitimez, fără niciun fel de niciun fel de explicație. Sunt oprit, că ei verifică. Eu dau le-am dat întrebarea. Băi băieți, când fostul ministru de interne, care a fost judecat la 5 ani, l-am întâlnit cu soția, că era în supermarket, făcea cumpărături și am vrut să fac filmările și mi s-a luat telefonul și s-a șters failul respectiv și după aceea am fost de 6 ori sau de 7 ori oprit în Chișinău. Eu dau o întrebare, ce fel de justiție fac ei? Ce fel de poliție, ce fel de realitate fac măgarii ăștia? Când eu sunt legitimat fără niciun fel de pretext. Și ei lămuresc că asta nu-i poliție politică, ei își fac meseria lor de măgari, de câini turbați de stradă. Mă. Da, poftim, microfonul liber este liber. Vreau să spun, noi trăim într-un stat capturat, justiție capturată. Toate instituțiile statului nu funcționează, îți fură banul public, pat grebioncul și așa mai departe. Dacă vorghești, să te trezești cu amenzi și așa mai departe și așa mai departe. Și vreau să aduc dovezi, săptămâna asta am primit răspuns de la șeful serviciilor publice, am primit mai înainte Gorincioi că au fost depus cer de soții și scos la evidență înainte de termen la 2 ani jumate. Acum Zara Vladislav, care au să vede cu oamenii centru de business personal, spun că eu singur am depus cereri și era dat la evidență. Și firma fantomă prin care este dată exploatare saraiul de bomb și avariat fără semnătura mea ca proprietar, îi Zara Gheorghe, să vede cu oamenii sa lor. Mâine oameni buni, eu din nou vin la voi, joi am recuzat la curtea de apel complex de judecată Buhnaci, Sârbuș și Dulghieru. Am recuzat la judecătoria centru Oxana Parfeni și gândiți, la 12 a recuzat judecătorii și acolo, la ora 2 întrimit servicii publice răspunsuri, cadastru Pușkina 47, director Angela Matcos spune, nu-i de competență, îi trimit la servicii publici, serviciile publice trimit la cadastru. Mâine venim cu vioară, că e la aceeași problemă și la vioară Mihai, și venim să șerim în servicii publice să ne dăi copia cererii care am depus-o noi, să și mi rădeați la evidență.
Asta e o bandă criminală organizată în deposedarea oamenilor de avere. Doamnă judecătoare Oxana Parfen, nu te grăghe. Noi, joi, oamenii deposedați de avere, joi, acum ne ducem la nou CSM, de atâta că la președinței ne spui că Comitetul Anticorupție nu funcționează. Director e Alina Radu. Și noi ne ducem joi la nou președinte interimar CSM, Dorel Musteață. Și vrem anume dumneavoastră să ne primiți la audieri, că suntem așa... Gheorghe, de-asta, Cucoș, Veronica, și suntem 80 oameni deposedați de avere. Vrem, doamnă președinte, dacă suntem futboliți acolo, venim la dumneata și stăm la ușa președinței, nu ne ducem nicăiurea, până nu rezolvi deposedarea oamenilor de avere. Eu cred că asta sfură statul, Patgribionco, cum a spus, dar se deposedează oamenii de garaj, de avere, de frate, de soră, de soție, când prin primari, polițiști, procurori, judecători, oamenii și-au deschis centri de business private. Și domnule Pavliuc, vreau să-ți spun că îți dovedesc că tu faci amendă la comandă, faci planiorcă și dai indicații judecătorilor din următoarele motive. Buzu Elizaveta, la Corcea amenda lui Cristina Șelciuc este anulată, la Buzu amendat, așa mai departe. De ce nu face ședință judecată din 3 iulie Papuha? Prin mențiuni depune cereri, Sagaidac, Oleg, trimiteți pe adresa mea și așa mai departe. Să cunoaște toate porcăriile, deși din Mazuret spune, nu sunt dovezi în dosar, dar spune dosar.